Descoperire impresionantă în munții Orăștiei, arheologii au adus la lumină vestigiile unui templu necunoscut până în prezent în cetatea dacică de la Costești. Echipa de cercetare spune că este una dintre cele mai importante realizări din ultimul veac pentru acest sit, inclus în patrimoniul UNESCO. Campania arheologică din cetatea dacică Costești Cetățuie a dat la iveală două baze de calcar descoperite în sit. Membrii echipei cred că este vorba de un templu necunoscut până acum. Vestigiile noului edificiu au fost identificate pe una dintre terasele din partea sud-vestică a dealului, în locul numit Mălăiești, străbătut de drumul antic. Specialiștii de la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai spun că în următorii ani, cercetările arheologice vor fi extinse pentru a documenta planimetria templului, cronologia sa, tehnica de construcție și, nu în ultimul rând, pentru a obține informații cu privire la activitățile desfășurate în perimetrul său. Descoperirea vine la exact 100 de ani de la momentul când la Costești au avut loc primele săpături arheologice în anul 1924, sub coordonarea istoricilor Vasile Pârvan și Dimitrie Mihail Teodorescu. Campania arheologică din anul 2024 este finanțată de Consiliul Județean Hunedoara și Ministerul Culturii.